Am stat prima dată ascuns într-un tir, într-o ladă, sub patul șoferului. Incredibil. Aia a fost una dintre experiențele foarte grele, fiindcă am stat 36 de ore. Deci v-ați urcat într-un tir și așa ați ajuns în... Bine, cu știrea șoferului de tir. Mă gândesc, da. Care a luat $700. Ah, i-ați dat dumneavoastră. Da, da, da. Era român? Nu, era englez. Nici nu l-am mai întâlnit niciodată, nu știu, n-am știut niciodată. Pur și simplu m-a lăsat sub un pod la intrarea în Paris și incredibil. De acolo... Și a stat în acea ladă, în cabina șoferului. A trebuit să stau mai mult, fiindcă tirurile, înainte de controlul vamal, trebuiau parcate într-o parcare. După ce se făcea vama, erau parcate pe vapor și a durat destul de mult ca să nu vadă nimeni că este cineva în cabina tirului. Păi am înțeles că ați ajuns în Franța, nu? Acolo v-a lăsat șoferul de tir. Eu oricum îmi doream să ajung în Franța, îl cunoșteam destul de bine pe antrenorul național al Franței și ideea mea era să ajung acolo, să rămân în Franța. Și ce s-a întâmplat? Am fost tot așa la Paris, am fost la un restaurant românesc unde se strângeau românii. Unul dintre români m-a luat la el acasă, mi-a dat niște haine să mă îmbrac, că nu aveam nimic. Și l-am rugat să mă ajute să dau de antrenorul lotului Franței. Și am fost la o sală de box, cei de acolo au sunat la federație, le-au spus cine sunt. Cei de la federație au spus că antrenorul era plecat, revine după Crăciun, erau câteva zile înainte de Crăciun, și să-i sunăm după Crăciun să stabilească o întâlnire cu... Bine, ei nu știau că eu n-aveam niciunde să stau și că nu aveam absolut nimic.